Acest Zăvăleanu care, nu știu dacă ați citit presa zilele astea, dar sunt niște mici conflicte de interes acolo. A apărut, cânta prin galerie, cânta imnul lui Cluj, a și sponsorizat Clujul, a dat și niște bani. Acum, vezi, Doamne, vrea să salveze. Mai el n-a fost adus ca dinamovist aici. El a adus un specialist în insolvență. Așa. El doare la pălărie dacă retrogradează Dinamo sau nu. El asta e grav, banii. Domn președinte. El, da, sigur, el își ia banii. Nu, Dinamo trebuia să-și angajeze măcar un specialist. Măcar un specialist. Eu l-aș fi luat pe Prunea. Păi e în discuții. Mi se pare că l-aș fi luat pe Prunea. Păi ar fi propus Prunea, dar înțeleg că ar fi refuzat Prunea. Pe ideea de ați retrogradat echipa și acum mă chemați pe mine să scot castanele din foc. Nu știu, așa am auzit pe surse, repet. Și Prunea și cu celălalt care a venit săracul, el în punct de vedere cine tehnic, dar... Mureșan? Nu Mureșan, ăsta care stă pe bancă, fotbalistul... Răducioiu. Răducioiu. Așa. Eu dacă eram la Dinamo, îl puneam pe Dănciulescu. Da. Clar. Așa. Și Dănciulescu sau pe Prunea. Sau pe Dănuț Lupu. Fiți atenți aici ce vă spun. Aia, ce să facă Dănuț Lupu? Da. Știți că Dănuț Lupu nu este un băiat prost deloc. Dar n-a zis nimeni că e prost, domn președinte. Bine, eu mi-am dat seama că Dinamo să alege praful când l-a dat pe Bălănescu afară. A avut cel mai bun conducător și l-au dat afară. Vă dați seama. Și uitați ce a făcut la voluntari. Da, vă dați seama, a avut cel mai bun conducător acolo și l-au dat afară. Da. Asta este. La Dinamo nu este o situație fericită, să știți. Păi, în primul rând au bani. În al doilea rând au meciul tur pierdut cu 2-0 într-o dublă decisivă. Și dacă pică în Liga a doua, convingerea mea este că nu, ani de zile de acum înainte nu promovează. Numai dacă vine unul potent financiar, așa și ia, atunci da. Da, și dar acolo trebuie să fie societatea curată. Ca potent financiar sunt mulți și bade. Da. Convingerea mea este că trebuie să iei unul care să-și permită în viitorii cel puțin 5 ani de acum înainte să piardă câte 10 milioane pe an. Să-i piardă. Da. Să-și asume... Să-și asume pierderile, adică da. Vreo 50 de milioane. Nu, în afară de Gigi Becali, nu e niciunul în țară. Neluțu Varga. Nu poate nici să... Nu? Nu, nu, nu. Este un băiat isteț și cu afaceri bunicele. Degeaba zice pe cum că n-a auzit domnul Șucu de el în bine, mediul de business. Nu trebuie să... Câți milionari sunt în țara asta sau câți miliardari fără să știe nimeni și ce averi incomensurabile au... Și asta e adevărat. Da. Ați văzut ce a spus domnul Dâncu despre Gigi Becali? Că a greșit, domne, că trebuia să facă pur și simplu să nu-l critice pe ministrul apărării. E, asta ar fi culmea. De ce? Păi, critici, cum te critică alții pe tine? Păi pe Gigi Becali îl înjură toți de nu știu cât timp. Și el n-are voie să vorbească de cineva? Da, a spus că trebuia să facă o cerere pur și simplu și să aștepte să vadă dacă e lăsat să intre pe Ghencea, nu să facă circ pe la televizor și prin presă, a spus domnul Dâncu. Da. Nu pot să vorbesc nimic pentru că i-am promis domnului Dâncu și lui așa. Rus. Așa. Că nu mă mai leg de... Serios? Da. Ați avut o discuție? Da, sigur. Amical, frumos. V-au abordat? Da, da, da. A, interesant. Mi-e frică de neamitică. Nu, prima dată m-a rugat domnul Rus, pe care îl cunosc de 40 de ani. Mi-a spus, băi, neamitică, lasă-l bă în pace, pă, ăsta că e prietenul meu și așa mai departe. Bine, domnule. Vezi că te va suna. Bine, m-a sunat. Hai, domnule, lasă-mă în pace. Ce, da, Dumnezeu, ai cu mine. Înțelegi? Bine, domnule, te lasă în pace. Dar ați greșit. Nu față de mine, că față de mine nu ei m-au curățat. A, deci i-ați spus ce aveți de spus. Da, sigur că da. Da, sigur că. Și s-a supărat când i-a spus că... Nu, 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 nu. Să știi că e un tip cu care poți să înțelegi și Dâncu, mai ales la Rus, ăla e un băiat deștept, băi, fratele meu. E unul dintre deștepții oameni ai Clujului, care a ajutat la înflorirea Clujului. Clujul a înflorit ca un boboc la leva, nene. Da, e adevărat. Dar a spus o chestie foarte interesantă. A spus că echipa de suflet, domnul Dâncu a spus că echipa sa de suflet este Dinamo. Mi se pare o dovadă de
bărbăție, așa, când conduci teoretic steaua prin Ministerul Apărării. Tati, așa. A promite și a iubii, nu costă niciun ban. Iar aș da cu părerea este de notorietate la noi în țara noastră. A avut o declarație care a născut multă controversă. A spus, operațional a lucrat mai mult alături de CFR. Cum, domnul operațional? Cum să spui așa ceva? Operativ, pardon. Aș știut el ce spune. Băiat deștept. Înseamnă că cei de la Cluj și-au făcut bine meseria din toate punctele de vedere. Pentru că fotbal nu e numai... Adică au controlat și vântul cum făcea Borcea? Nu știu, domnule. Eu zic că fotbalul nu e numai ce vezi la televizor. Mai e și altceva. Mititelu e liberat. Au anunțat astăzi. Da, mă bucur pentru el. Uite, mă bucur. Și el și Ion Nicolae. Da, în urmă cu o săptămână, dacă nu știu, Ion Nicolae de la Astra. Da, și el și Ion Nicolae și mă bucur pentru el. Vă bucurați pentru Mititelu că ați fost certați. Jur, așa cum mă bucur și pentru Gino că l-au ales încă o dată. E, pentru Gino mai greu să vă bucurați. Domnule, vă jur. Așa. De ce, domn președinte? Pentru că, domnule, mă gândesc că eu am trecut prin clipe din astea. Când ai o nenorocire în familie, dacă te mai lovește și acolo... Și afară de asta, de unde lua bani? Pentru cei doi copii orfani, că trebuie să-i întrețină și pe aia, și pentru fiul lui. Dom'le, nu vorbesc deloc cu răutate. Dar revenim la Mititelu. Dom'le, nu vorbesc deloc cu răutate. Sau la fel și Mititelu. Mititelu a vrut să mă bage pe mine în pușcărie nevinovat. Dar eu nu i-am dorit lui Mititelu să ajungă la pușcărie și nu-i doresc. Credeți că o să aibă Craiova mai multă forță acum odată cu revenirea lui Mititelu? Dom'le, Mititelu e omul dracu, domnule. Fiți atenți aici ce spun eu. El și-a riscat averea, asta e după Gigi Becali, asta e de felicitat. Ăsta a băgat averea lui. Va fi o forță sezonul viitor pentru play-off Craiova sau va fi tot așa în play-off? Ce părere aveți? Craiova lui Mititelu mă refer, odată cu ieșirea din... Nu cred că se duce în... Dacă investește, dacă bagă bani, vine în play-off. Sunt oamenii dracu și el și fiu-s-o. Mie îmi place, sunt arțăgos, au sânge în instalație. De multe ori exagerează. Și asta cauzează. Dar ei alți sunt tari de tot. Aia să fac tari. Convingerea mea, Craiova va trage la titlu la anul. Dacă cumva Dinamo retrogradează, domn președinte, este o rușine istorică? Sau cea mai mare rușine istorică? Este un lucru normal față de condițiile pe care le-a avut Dinamo. Exceptând ajutorul galeriei și a trei oameni din afară care au dat ceva bănuți aici pentru Dinamo. Da. Să vedem ce va fi. Mă gândesc la Iuhas, gândesc la Tatanițu și la Badea. Da, și Badea, că tocmai, apropo, Prosport a scris despre chestia asta. Badea a împrumutat din nou săptămâna asta, dacă nu mă înșel, a împrumutat din nou clubul cu vreo 60-70 de mii de euro. Acolo... Să se plătească antrenorii, să se plătească staff-ul. Domne, s-o pricepe, domnul Zăvăleanu, am auzit că se pricepe la insolvență și la astea. La fotbal sunt puțini oameni în această țară meseriași pe fotbal. De asta și la Rapid mă tem că nu o să spargă gura târgului. Asta este meserie care 24 de ore din 24 te fi conectat la tot ce se întâmplă în jurul echipei. Și să aduci jucători de valoare. Dacă n-ai jucători de valoare, nu poate juca conducerea al lui Dinamo. Ei trebuiau să-și aducă jucători. Afară de asta, trebuiau să aducă jucători care pot alerga. Păi au adus jucători cu CV, da? Da, fac trei pași în stânga, trei în dreapta. Păi și nu e greșeală de management? Păi, ați văzut fundașul stâng de la Rapid cât fuge? Și ce vârstă are? Corect. Și asta 35 de ani. Dar face 11 km pe meci.